Summitul Comunității Politice Europene, care s-a desfășurat în Moldova în data de 1 iunie, a fost organizat pentru liderii UE și nu pentru populație. Este răspunsul președintelui Maia Sandu, întrebată de jurnaliști, dacă oficialii europeni au fost surprinși să vadă străzile Chișinăului, dar și statul Bulboaca, fără oameni, întrucât acestora li s-a interzis să iasă din case. Trebuie de remarcat faptul că, răspunzând la întrebarea postului de televiziune primul în Moldova, ai cărui jurnaliști nu au fost acreditați la summitul Comunității Politice Europene, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adoptat un ton ridicat. Acest summit nu este summit pentru Cehia, pentru Moldova sau pentru Spania, unde va fi următorul summit. Acest summit este o platformă unde liderii tuturor țărilor de pe continentul nostru se pot aduna ca să discute subiecte tare importante. Acesta este un summit pentru lideri. Atunci când liderii vin în Republica Moldova, fără populație, da. Cu toate acestea, șefa statului nu a putut răspunde la întrebările jurnaliștilor cu privire la costul exact al unui astfel de eveniment major pentru bugetul de stat și de ce încă nu au fost făcute publice estimările. Pe buget. În momentul în care Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene are toate detaliile, o să-l facă public, ca întotdeauna. Noi suntem transparenți. Maia Sandu și-a exprimat speranța că acest buget va fi făcut public în zilele următoare, până la sfârșitul săptămânii, dar a precizat că au existat și anumite cheltuieli care au fost acoperite de Consiliul Uniunii Europene. După cum s-a comunicat anterior, în costurile de organizare a fost inclusă și reparația drumului Chișinău-Bulboaca. Amintim că summitul Comunității Politice Europene a avut loc pe 1 iunie la Castelul Mimi din satul Bulboaca, reunind aproape 50 de lideri europeni.